Mai multe blindate militare care ar aparține Armatei Statelor Unite au fost filmate zilele trecute mergând în coloană pe un drum din Tulcea. Echipamentele s-ar fi îndreptat, potrivit martorilor, spre localitatea Babadag, în apropiere de granița României cu Ucraina. Imaginile au fost filmate de un bărbat care se afla în trafic la acel moment, iar din discuțiile pe care le poartă cu o altă persoană, acesta susține că ar fi vorba despre tancuri din armata SUA, care se îndreptau în coloană spre granița cu Ucraina, acolo unde este în desfășurare războiul pornit de ruși. Ia uitați, oameni buni, ce frumos ne pregătim de pace, dragi români, spune bărbatul care a surprins coloana militară. Aceste imagini, devenite virale pe rețelele de socializare, îi sperie pe cetățeni, făcându-i să se gândească la posibilitatea unui război, chiar la granițele cu țara noastră. Ia uitați, oameni buni, ce frumos ne pregătim de pace! Dragi români, mamă, dar câte sunt, mâncați-și! American sunt?